Tocmai de aceea, mesajele mele principale astăzi sunt despre oameni și despre echipă. În momentul în care am primit rolul de a coordona campania de vaccinare, am realizat că cel mai important lucru și cea mai mare provocare este să organizez o echipă cu ajutorul căreia să pot coordona un demers de o asemenea amploare, evident că așteptările erau unele foarte mari, și în mod justificat, ținând cont de faptul că pandemia și campania de vaccinare sunt probleme de siguranță națională care ne afectează pe toți în egală măsură. Și de succesul campaniei de vaccinare depinde până la urmă viața fiecăruia dintre noi, într-o măsură mai mare sau mai mică. Am reușit într-un timp relativ scurt, cu ajutorul colegilor din direcțiile de sănătate publică, să organizăm activitățile legate de înființarea centrelor de vaccinare, însă pot să vă spun că cel mai important lucru a fost și rămâne resursa umană, identificarea resursei umane. Se spune că omul sfințește locul și este cât se poate de adevărat și se mai spune că nimeni nu e de înlocuit. Aici eu aș avea un amendament și aș spune că unii oameni chiar sunt foarte greu de înlocuit. Pentru că nu putem să ne dezicem de experiența colegilor noștri din direcțiile de sănătate publică, care pentru mine au reprezentat principalul motor prin care s-a putut controla această pandemie. Chiar dacă au fost foarte multe discuții și critici pe seama neajunsurilor din direcțiile de sănătate publică, eu sunt convins că fiecare dintre dumnealor au făcut tot ce le-a stat în putință. Legat de dumneavoastră și de toți cei care au fost implicați în organizarea campaniei de vaccinare, aș vrea să spun că pe cea mai mare parte dintre ei nu o să-i cunoaște niciodată. Însă sunt oameni care au muncit în permanență, care s-au dăruit și care au pus umărul și au fost solidari cu tot ce înseamnă echipa de la nivel central și de la nivel județean pentru a organiza cât se poate de bine campania de vaccinare. Mi-aș dori să vă cunosc pe fiecare dintre dumneavoastră. Se vorbea la debutul campaniei de vaccinare despre cine va fi prima persoană care se va vaccina în România, însă pe mine să știți că m-ar interesa în egală măsură și cine va fi ultima persoană care va fi vaccinată în România, pentru că atunci putem să spunem că, într-adevăr, campania de vaccinare și-a atins obiectivele. Fiecare dintre dumneavoastră a făcut și sunt conștient și sunt convins că face tot ce poate, unii cu demersuri și proiecte care au fost vizibile la nivel național. Pot să vă spun că evenimentele de tip maraton de vaccinare au fost inițiate în județul Timiș, în Timișoara, și ulterior au căpătat o amploare națională și am încercat să replicăm modelul de la Timișoara, un model de succes, și pot să vă spun că aceste evenimente de tip maraton de vaccinare au fost foarte reușite și într-un timp relativ scurt am putut să asigurăm accesul unui număr foarte mare de persoane la vaccinare. Model care a fost preluat și în alte țări europene și pentru acest lucru eu le mulțumesc tuturor celor care au și venit cu propunerea, dar care s-au și implicat pentru a implementa astfel de demersuri. Nu sunt ușor de susținut, nu sunt ușor de gestionat, pentru că totul până la urmă se reflectă la oameni și la resursa umană și voluntarii care au fost implicați, studenții la medicină, medicii rezidenți, colegii noștri din centrele de vaccinare au toată aprecierea și prețuirea noastră pentru munca lor de atâtea luni de zile. De asemenea, știm că în aceste zile se vorbește tot mai mult de certificatele false de vaccinare, care din păcate umbrește sau mai degrabă aș putea spune nu fac altceva decât să decredibilizeze munca întregului sistem și a corpului medical și tocmai de aceea personal și instituțional ne delimităm cât se poate de clar de astfel de